Simbruale. Da, clar, un meci destul de greu, foarte greu. Știm că Nițeam e o echipă foarte puternică, însă cred că băieții au dat dovadă de caracter, s-au mobilizat foarte bine, au vrut să arate că chiar dacă facem la această echipă de o lună, două, totuși ceva să vede. Eu le mulțumesc băieților pentru dăruirea lor, pentru tot ce au făcut pentru Zimbru. Au înțeles că Zimbru nu poate să piardă, trebuie să fie acolo unde e loc. Și sunt mulțumit pentru că, într-adevăr, am avut și ocazie, am jucat pe locuri și cu pase, așa cum ne dorim, cu pase scurte, în triunghiuri, și asta mă bucură cel mai mult. Asta este, îmi pare rău de Emil Sami, echipa la care eu am fost foarte mulți ani acolo, dar fotbalul așa este și sportul în general. Astăzi cred că am meritat să câștigăm și am câștigat meciul. Unde este Denis Rusu? Nu a plecat din echipă, din păcate este foarte grav accidental la umăr și o să lipsească, cred, două luni de zile. Deci până la sfârșitul campionatului acesta el nu o să fie, dar avem și ceilalți portari care sunt de la echipă. Tineri, care i-ați văzut și astăzi, spre finalul meciului, chiar a reușit o paradă care ne-au adus și cele trei puncte. Înainte de meci, simt, a fost victoria? Înainte de meci, nu poți să spui niciodată la sport că mergi ca să faci X sau să pierzi sau să câștigi. Clar, toate meciurile mergi la victorie, dar asta a fost să fie. Am marcat, ei n-au reușit, ăsta-i fotbalul. A fost un meci să primit din tribune așa frumos în divizia națională, lui tare așa rar vine. Da, pe un meci. Stadion foarte frumos, un gazon foarte bun și cu două echipe, zic eu, care încearcă să joace fotbal. Cred că неважно сложилось, проиграли мы. Но дело даже не в этом. На самом деле понятно было, что команда соперников будет обороняться. И хотели мы, конечно, убыстрить и поднять темп игры за счет передач быстрых. Не получалось. Перекрывали все они зоны, ждали своих шансов на контратаку. Добротная, организованная команда. Видно, что подготовились. К сожалению, то, что мы хотели, были предпосылки хорошие. Последнего паса не хватало. Завершающей стадии. Сказать, что больших претензий у меня есть, конечно, у нас проблема. Большая группа травмированных, именно защитников, которые ребята не готовы, такие как Потокар, и не готовы играть еще они после травм. Рахманов, Мельник, Галахан, Кажихари травмированы. Скажем, обойма, которая на сборах наигрывалась, выпала. Поэтому появляется именно вот эти взаимосвязь теряется между линиями и так далее. Консидерация КФОС Зимбру вместе с Милсами остались? Ну, кредит КФОС вместе с Милсами. Мужикат туда парар, ну, а доля номер, но и ему там контролат, баллон удар. Ocazii au fost și la noi, și la ei au fost ocazii. Cred că după ocazii nu se iei peste noi, după meci. Scuzați-mi îndrăzneala, a fost și rezultatul de astăzi influențat de faptul că jucătorii nu și-au primit salarii? Nu știu, eu nu cred, nu pot să te bagi în capul fiecărui jucător. Eu fiind jucător, pentru mine asta nu influența, era o situație și mai dificile, oricum ieșeam și jucam așa cum dădeam tot de pe mine. Nu cred că cineva a abordat într-un fel oricare cooperativ. Posibil asta e, dar asta, iarăși, eu nu pot să-i spun cu băieții, hai că nu e chiar așa. Asta fiecare om individual, el are viziunea lui, principiile lui sau cum să vă spun. Așa că, posibil într-o oricare măsură, dar asta nu cred că e fost. На прошлой пресс-конференции после дачи Атланта Шиханов сказал, что вы намеренно выбрали искусственное поле, потому что физически еще не так готовы, как они были.
в этом матче вы считаете, что вы бы лучше сыграли на искусственном поле, чем на натуральном покрытии? Нет, никогда, если выбирать искусственно, натурально, никогда разницы. Мы всегда за то, чтобы играть, не знаю, с кем, с какой командой, с любой, но это натуральное поле, потому что и сборы все прошли на натуральном, а именно искусственное поле, как и для меня, как игрока, и сейчас и ребята все, конечно, лучше на натуральном поле. Zimbru ale, zimbru ale.